practic lucrez în e-commerce de la începutul începuturilor, ca să zic așa. De la primul job, pentru că tocmai terminasem facultatea, partea de e-commerce era pe mare val la momentul acela în România și practic primul job a fost într-o agenție de pay-per-click advertising, dar care evident avea legătură cu e-commerce-ul. Nu lucram direct în e-commerce, însă na, făceam campanii pentru e-commerce. Merge foarte repede. Mă simt ca la maraton. Trebuie să fii permanent antrenat, permanent pregătit, pentru că nu știi cine, cum te poate depăși foarte, foarte repede. Astfel că trebuie să fii foarte bine pregătit. Măi, ce îmi place foarte mult este că nu e monotonie. Și în e-commerce te poți plictisi. Iar dacă ești, practic, e-commerce înseamnă tehnologie, în opinia mea. Și tehnologia este automat evoluție, tehnologia nu stă pe loc, tehnologia are nevoie de investiție și de învățare. Și, practic, chiar n-ai cum să te plictisești, e super dinamic. Și pasul cu schimbările. Cu schimbările foarte rapide și foarte, cum să-ți spun, dacă nu le faci, riști să rămâi în urmă. Și astfel că trebuie să ții pasul, asta poate fi o provocare. A doua provocare sunt bugetele. Trebuie să știi cumva să faci un balans între dezvoltare și promovare. Ok, investesc în tehnologie, investesc în dezvoltarea website-ului, dar nu mai îmi rămân bani de promovare și atunci nu e bine. Sau investesc în zona de promovare, dar rămân în urmă cu partea de tehnologie din spate. Trebuie să găsești un balans. Evident, perfecționismul e important, însă trebuie cumva să găsești balansul astfel încât să nu fii chiar poate 10 din 10, dar la un 7 din 10, 8 din 10, astfel încât să poți merge cu ambele concomitent. Păi ce să zic, GPEC e unul dintre marile asset-uri ale României, ca să zic așa, și keep up the good work, că faceți treabă super bună. Plus, sunt tot felul de site-uri, urmăresc extrem de multe site-uri, câteva care îmi vin acum în minte, Shopify, pentru că noi și lucrăm cu Shopify, Klaviyo, pentru că lucrăm cu Klaviyo și urmărim blogurile lor, ei postează permanent acolo și foarte important. TechCrunch, Search Engine Land, Product Hunt mai nou, cu tot ce înseamnă lansări, pentru că și lucrăm de curând cu o companie românească care a listat pe Product Hunt. Urmărim practic blogurile și site-urile agențiilor cu care lucrăm și da, evident, oameni care fac treabă bună. Greu să alegi un cuvânt. Greu să alegi un cuvânt, dar aș zice performanță.